cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Mărturisesc cu sinceritate că nu știam ce temă să abordăm pentru emisiunea de astăzi, având în vedere marea amorțeală de dinainte de declanșarea campaniei electorale și ne-au salvat tot politicienii. Pentru că zilele astea am primit în mail-ul oficial al redacției tot felul de comunicate. Unul dintre comunicatele respective a venit de la ceea ce se numește acum Dreapta Unită. Am avut noua dreaptă, am avut dreapta strâmbă, dreapta care era, cum să zic eu, canbancul ăla cu Ceaușescu care o face spre capitalism, ce semnaliza la stânga și o lua la dreapta. Acum avem Dreapta Unită și dreapta asta unită, formată, vorbim acum de partide USR, PMP și Forța Dreptei, adică Drulă, Tomac și Orban. Mă gândesc cum ar arăta un filmuleț făcut de niște băieți din ăștia care fac stand-up comedy cu cele trei personaje, Drulă, Tomac și Orban. Au transmis un comunicat menit să ne impresioneze. Acum, înainte de a porni la drum. Dacă citești comunicatul, așa în mare, zici, bă, băieții ăștia vor ceva, vor să lupte împotriva PSD și a PNL, a modului cum e administrată țara. Da, țara este administrată prost, am spus de 1000 de ori, în milion de ori în, și în această emisiune. Bă, vor să facă, dacă vezi care este programul lor pentru europarlamentare, îți dai seama de fapt de adevăratele intenții. Nu apare acolo decât Uniunea. Dom'le, Uniunea asta care este mai ceva decât Uniunea Cooperativelor Politice din România. Caut acum să văd unde este comunicatul în integralitatea lui, ca să spunem așa, in integrum, ca să-l putem și citi. Bineînțeles că atunci când cauți ceva, nu-l găsești. Ia uite că l-am găsit. Ce ne spune în acest comunicat? Domnul Drulă, Dreapta Unită este forța politică pregătită să câștige alegerile, să dea o nouă guvernare, să guverneze și să modernizeze România. Nu precizează care alegeri și când să le câștige. Pentru că așa cum stau lucrurile în România acum, Dreapta Unită are șanse să câștige alegerile probabil la Caracal. În rest, mă rog, nu mai discutăm. Ce spune el? 2024 este anul schimbării pentru România. Parcă citesc un comunicat din 2019, când Drulă nu era șeful USR, dar era acolo în echipă. Iar prin Alianța Dreapta Unită vom lupta cu toată forța împotriva PSD și PNL, care nu cunosc altceva, în afară de minciună, demagogie și manipulare. Manipulare. Și tot dă-i drumul. România are nevoie de seriozitate, profesionalism, oameni cu scaun la cap și mai departe. Cele 12 priorități ale Dreptei Unite. România un stat cu adevărat în Schengen. De acord, nu? Toată lumea e de acord, dar am văzut ce s-a ales după ce, cu acordul și cu sprijinul neprecăpățit al celor din USR, am făcut sluj în fața Uniunii Europene la semnarea PNRR-ului. Un trai european pentru români. Hai mă, mă lași. Stabilitate economică prin trecerea la euro. Prosperitate prin industrializare, comerț și inovare. Asta înseamnă vorbe goale, iar stabilitatea economică prin trecerea la euro este precedată de o instabilitate
care nu știi dacă te va duce vreodată la stabilitate, dar nici nu asta este ideea. Stabilitate în zona euro adevărată, nu la noi în euro. Reforma statului și anticorupția vor continua. Sănătate și educație pentru români la standarde europene. Nu-ți vine să râzi? Nu-ți vine să râzi? Au fost la guvernare toți ăștia, în diferite perioade. Ce au făcut pentru sănătate și educație ca să fie la standarde europene? Să spună, doamne, dar n-am putut să facem, că n-am stat mult, că n-am făcut. Corect. Fonduri UE pentru modernizarea României, cheltuite mai eficient și cu impact mai mare. Da, dar să aibă în ele o mare marjă de consultanță. Dacă are consultanță, dacă are multe studii, atunci sunt cheltuite eficient și cu impact mai mare. Agricultura și clasa de mijloc din rural. Aducem finanțare pentru fermele de familie la nivel european. Deci n-ai ce să discuți. Adică unirea cu Moldova în Uniunea Europeană, să nu ne unim cu Moldova în Eurasia. Doamne ferește! Ne asumăm rolul de țară mare. Contribuția UE la României la reforma UE. Noi ne-am adus o contribuție la reforma UE pe numerele de înmatriculare a unor mașini. Acum câțiva anișori. Apărăm drepturile românilor lucrători în Europa la venituri și pensii decente. Adică votați-ne, mă, că după aia mai vedem noi. O Europa prosperă cu un mediu curat. Asta a însemnat falimentul industriei energetice românești. Continuați așa și o să crească producția de lumânări și de baterii. Armatele europene mai bine integrate în NATO și mai bine pregătite să răspundă tuturor provocărilor. Sigur, este o mare problemă a cetățeanului român asta, mai ales când vede că au crescut cheltuielile pentru armare și noi tot cumpărăm și tot cumpărăm și tot cumpărăm. Și probabil în curând vom transforma și tractoarele în reactoare, în tractoare cu reacție și în armate cu bombe ecologice. Cât de bălegar mai găsim prin România. Acum lăsând la o parte acest comunicat pe care, mă rog, l-am citit, haideți să vedem un pic ce înseamnă în neamț Forța Dreptei. Da, USR-ul este Iulian Bulai, cu ce oameni mai are și cât mai face, se mai agită, există. A făcut o opoziție la guvernare, au acordat mai puțin atenție, să spunem așa, organizării în teritoriu, e vina lor, acum încearcă să recupereze, dar ce ne facem cu PMP-ul? Unde cred că domnul Gavrilescu ține ședințele într-un SUV sau în ceva de genul ăsta și mai rămâne un loc liber. Nu ocupă nimeni locul mortului în SUV-ul respectiv. Domnul Gavrilescu vorbește prin vocea șefilor de partid despre minciună, manipulare, demagogie. De pe ce poziție? Șef de partid care a votat tot ce a vrut Ionel Arsene și PSD-ul. Și votează și acum cu ce face PSD-ul. Tot. Toate tâmpenile, toate prostiile, toate investițiile care nu s-au mai făcut, care s-au făcut și s-au făcut aiurea, le-au votat. Unde este adevărul și lipsa demagogiei? Vă spune unde este. În salariile pe care le încasează șefii de la PMP. Puși pe diferite funcții. Domnul Gavrilescu a eșuat cumva, ca să spunem așa, într-un ADI, asociație din aceea de tocat bani publici, care întâmplător are foarte mari responsabilități, adică cu gunoaiele, știu, trebuie să spun deșeuri, da? Cu gunoaiele din județ
și care n-a fost nici în momentul ăsta capabilă să-și termine ce avea de terminat pe programul de implementare pe care s-au cheltuit peste 100 de milioane de euro și n-au reușit să facă nici măcar o amărâtă de licitație pentru o zonă, să facă o licitație corectă pentru o zonă a județului, cea mai importantă. Ați mai auzit ceva să fie cineva tras la răspundere pentru chestia asta? Pentru că noi plătim acum gunoi mult mai mult? Nu. Domnul Gavrilescu s-a revoltat? Nu. Când a aflat că un angajat de la ADI ăsta pe care îl conduce și a negociat funcția cu viitorul câștigător al licitației, a reacționat? Nu. Da, ei luptă împotriva minciunii, demagogiei și a manipulării. Și dă-i si luptă, si dă-i si luptă, si dă-i si luptă. Si luptă până la ora 1 și la 1 luptă până la 1 și la 1 iau pauză de masă. Forța Dreptei, ați auzit din neamț pe cineva că reprezintă Forța Dreptei să vină să spună ceva? Băi, uite, eu sunt omul Orban și fac ceva. Rămânem doar cu fac ceva. Deci, în neamț, conținutul acestei alianțe este, din tot aluatul ăsta, rămâne doar USR-ul. Că despre PMP nu poți să vorbești la modul serios, că luptă cu minciuna, demagogia și, ce mai zis, manipularea. Pentru că au fost parte în sistemul ăsta. Au fost acolo. Deci, luptați, mai băieți, luptați, 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 dar prima dată faceți-vă curățenie. Că e haiostare. Iulian Bulai spunea, noi cu PMP-ul neamț, nu. Păi și atunci, ce dreaptă unit avem? Mai este și varianta ca tot PMP-ul să ducă acolo unde a pupat. Da, deci, sunteți de acord că în neamț nu avem încă dreaptă unită? Bun, haideți să trecem la un alt subiect. Vorbim aici despre cum în momentul ăsta trebuie să discernem între campanie electorală ipocrită și funcții publice. Se spunea mai zilele trecute că va fi schimbat prefectul de Neamț și că în locul lui va fi numit altcineva din motive care țin de comunicarea în PSD. Se mai spunea că noul prefect, care putea să fie chiar Daniel Harpa, va fi pus acolo pentru o mai mare vizibilitate în fața alegătorilor. Și că postul ăsta îi permite să fie mai cunoscut, pentru alegerile la Consiliul Județean. Nici o noutate. Cel care ar veni, dacă ar fi Harpa, ar face exact ce face acum prefectul de Neamț. Care, prefect de Neamț, mai nou, pe pagina sa, răspunde la sesizări. Nu știu dacă reușesc eu să găsesc respectiva chestiune, sigur o am pe aici pe undeva, dar nu mai contează foarte mult. Deci pe pagina sa, el spune, la urma sesizărilor mai multor persoane, m-am dus în piața centrală, strigă disperat de ajutor al comercianților din piața centrală. Noi suntem foarte aproape de piața centrală, auzim și noi strigăte, dar sunt de la băieții aceia care populează zona pieței, din păcate cu grave probleme, și care de la ora 6 dimineața, de când găsesc deschise crâjmele din zonă, se îmbată, după aceea dorm pe trotuar, mai fac scandal, mai strigă câte ceva. Domn prefect, și asta este o problemă în piața centrală, nu numai comercianți. Și
Ce ne spune domnia sa? Dom'le, plătesc ăștia niște sume absolut exorbitante, mai mari decât la supermarketuri. Și că nu se poate așa ceva. Ținta este clară. Primăria, societatea primăriei, urbanul, etc. De acord cu domnul prefect, eu spun mai mult decât atât. Dacă eram eu în locul domnului prefect, făceam și un calcul cât spațiu este neocupat în piața centrală. Făceam și alte calcule. Făceam și niște observații. Cum poți să vinzi băutură la așa zise terase care nu există? Mai făceam și alte observații, dar trecem peste asta. Domnul prefect, până la urmă, s-a dus la o reclamație. Acum, să constatăm niște lucruri. N-a spus cine a reclamat. Un grup de comercianți. Să fie comercianții aceia care au 4, 5, 6 tarabe și plătesc pe toate 90.000 de lei sau 8.000 de lei, pardon, să fie comercianții care au statut de producător și n-au nimic în spatele lui? Sau amărâții ăia care vin și vând ceva? Nu credem că ei au făcut reclamația. Totul duce spre o chestiune, pornind de la o problemă cât de cât reală, o chestiune de campanie electorală. Până la urmă, cum să vă spun eu, este foarte bine că domnul prefect atrage atenția asupra unor lucruri în orașul ăsta. Dar mai sunt și altele, cum spuneam. Acum, eu vreau să facem un exercițiu împreună, dacă reușesc, să vedem. Dacă pe pagina de socializare a prefectului, care este în campanie electorală pentru primăria Piatra Neamț, PSD-ul, am înțeles că va alege între domnia sa și Chitic, este ok, foarte bine, îl lăudăm pentru ce a făcut. Haideți să ne uităm un pic pe pagina instituției prefectului. Te rog frumos, Bogdan, facem așa asta împreună, cum s-ar spune. Și să mergem să vedem un pic cum e cu, ia să vedem aici că sunt atât de multe lucruri, purtătorul de cuvânt al instituției. Pentru că eu mă așteptam ca această problemă să apară cumva și aici. Purtător de cuvânt. Purtătorul de cuvânt al instituției este. Bogdan, fă mare să se vadă cine este, că poate nu-l văd eu. Adresa de e-mail este, numărul de telefon este. Ce o problemă. Până la urmă, poate e scris cu cerneală simpatică și trebuie trecut cu ceva cald pe acolo ca să se completeze. Da, mergem înapoi și încercăm să vedem dacă reușim, dar de ce nu mai vrea? Nu mai vrea. Haide să vedem. Imediat. Ia hai să vedem cum stăm la nivel de comunicate de presă. Ia uitați. Ultimul comunicat de presă, te rog, Bogdan. Ultimul comunicat de presă pe site-ul prefecturii, publicat pe 28 aprilie 2022. În schimb, pe grupul de WhatsApp avem ditati. Ceea ce este foarte bine că se comunică, dar site-ul prefecturii, săracul, stă stingher acolo și așteaptă și el să-i se spună, domne, a fost cumva Crăciun din 2022, câte Crăciunuri? Ce au făcut polițiștii, jandarmii și pompierii de Crăciun, dacă între timp s-a mai întâmplat ceva? Da, haideți să mai încercăm o dată. Ia să mergem, dacă reușim, acasă în site-ul respectiv. N-am, spune că pagină suspectă blocată pentru a te proteja.
Bine, acum noi știm că tot ce are legătură cu guvernul României trebuie să ai protecție. Că, na, până la urmă, important. Acum nu mai găsesc, nu știu din ce cauză, probabil că a intrat în protecție site-ul. Ia să vedem noi dacă mai reușim ceva. Da, ce am avut de spus apropo de asta, am spus. Pentru că una este interesul politic, adică candidatura și modul în care se face publicarea unor lucruri pe ea. Și alta este pagina instituției, care este, ați văzut, lăsată de izbeliște. De ce? Pentru că nici măcar cei din prefectură nu intră pe pagina asta. E greu să intri pe ea. E greu să găsești ceva anume. Și nu are nicio importanță, de fapt, instituția, în afară de una singură. Îți oferă vizibilitate. În rest, e degeaba acolo. Face niște hârtii când e o inundație, când trebuie smulți niște bani de la fondul de rezervă al guvernului, când sunt de făcut niște reparații la autobuzul de la teatru sau la nu știu ce alte chestii. Și că a tunat și le-au stricat cauciucurile la autobuz. Și alte asemenea vrăjeli. Instituția nu are importanță decât pentru că îți oferă vizibilitate și pentru că oferă niște salarii. Ea ar trebui să aibă mult mai multă importanță, să funcționeze. Comisiile paritare, să nu aștepte să întâmple ceva, să prevină în județ niște lucruri, să-i adune la masă pe toți. Nu să faci niște ședințe din acela la care la 8:30 dimineața, la care toată lumea moțăie și cineva citește sau prezintă câte un raport. Și sunt foarte, foarte ofuscați toți când spui, domne, că chestia asta e așa, formală. Toată lumea știe că sunt formale. Toată lumea știe că se face doar ca să bifeze niște activități. Și le fac în dorul lelii în continuare. De ce? Pentru că e în fișa postului care oferă și niște salarii. Cam asta am vrut să vă spunem astăzi, dar nu încheiem înainte de a vă prezenta un fragment micuț din o parodie făcută de Divertis acum vreo 10 ani. O parodie care vorbește despre ce se întâmpla atunci apropo de starea României, a economiei României și ce se întâmplă acum. Va trebui un pic să mă aștepte Bogdan să deschid acest prea frumos. Ia să vedem noi. Deci, la început se spune că, deci prezentarea este că România s-a privatizat și că totul este ok, dar că un grup de franciscani merge prin țară și propovăduiește sărăcirea poporului român. Și urmează cântecul respectiv, din care vom da doar câteva fragmente, așa pentru final. Ia să vedem dacă reușim să ajungem acolo. Te rog, Bogdan. Ia să vedem noi, dar nu am sunet. N-am sunet. De ce n-am sunet? Pentru că nu i-am dat drumul. Începem din nou. Începem, reîncepem. Cuzine. Falime.
Romero, dicere grevero, pero vai beno, austere vai de no. Și vin campanii electorale. Austere vai de no. O zi frumoasă tuturor!